Azi, 15 octombrie 2012. La adunare. Nu s-a prins nimic. Un șalău s-a prins de către cineva mai alături. Un ras în partea cealaltă, mai încolo, pe mal. Băiatul a prins trei morunași, trei plătici, doi carași, plus o namilă de rac. Urmărim în direct namila de rac. Haideți să le enervăm puțin. Uitați, nene, ăsta e homar, nu mai e rac. Uitați-l cât a mai clește are. Uitați-l, nene. Dintr-un clește de ăsta mâncăm 5 oameni. Uitați-l. Ia să le enervăm puțin. Poate fuge pe submobilă. Ia să-l urmărim. Dacă le enervăm, el pleacă. Nu pleca. Stai, mă, unde te duci, mă? Ia. Hai, băiatul, hai, băiatul. Haide, haide. Acum el vrea să suie. Ori vrea să răs după mobil. Opa, opa. Unde te duci, mă? Unde te duci, mă? Ia să vedem. Urmărim ce ochi are racul. Cum se uită racul la noi. Stai așa, nu pleca. Nu pleca. Ochi de rac. Opa, nu-ți convine să te trag de mustață, să te trag de mustață, bau, eu. Și a băiat, bravo. Și a bravo băiat. Hop, hop, hop. Tot acolo te duci. Ia să vedem dacă se poate urca acolo. Cum să nu poată? Cum să nu poată? Cum să nu poată animalul? Cum să nu poată animalul? Animal păros. Cu carapace. De obicei, racul este bun de mâncat în lunile care îl conțin pe R, litera R. Vara, de obicei, cred că și vara este bun de mâncare, nu cred eu că e toxic, dar numai că e șmecheria cu prohibiția și cu depunerea icrelor. Frumos exemplar, îl urmărim acum. Uitați-l ce gură are, se ascunde. Uitați ce gură are. Bravo, Laura! Să-i dăm puțină apă și îl facem lococa când vine să-l fierbem. Așa, băiatul, stai la apă acolo, stai la apă, bravo!